Califa a venit la dimineața cu noi. Bună dimineața. Salut, domnule. Băi, multă suferință în piesa asta. Ce s-a întâmplat? Că nu e chiar așa de suferință, e mai mult adevăr decât suferință. E adevăr, ai fost trădat în dragoste? Nu, nu trebuie să fiu trădat eu neapărat în dragoste. Dar cum ți-a venit ideea? Sincer, m-am dus la studio, trebuia să lucrez la total altă piesă și producătorul meu mi-a zis: băi, hai să facem ceva nou, vrei? Și am zis: da, vreau, dar ceva R&B, altceva. Și a fost totul pe loc. Gen, aveam doar un vers, cum plângi în haine scumpe, că iubirea nu se poate cumpăra. Am văzut că în clip erai dezbrăcat. Probabil ai vrut să scapi de tot ce e scump. Erai un fel de Maluma. Aveai ceva din Maluma în oglindă așa sau? Nu, am vrut să... În clip am apărut în cadrele alea dezbrăcat și plin de sânge, pentru că am vrut să înlocuiesc, nu știu, n-am vrut să pun un personaj feminin. Nu, că așa ar fi trebuit să fie povestea. Și am zis, lasă că arăt, mă arăt doar pe mine, că îmi sufăr, vezi, da? Ai suferit-o. Am suferit, dar nu mai pot. Cine te-a ajutat cu piesa? Hai să Soundboy este producătorul meu și al piesei, împreună cu mine, bineînțeles. Bineînțeles, tu ai fost creierul. Așa. Și Nicky June, e un nume mai... Mai cum? A făcut videoclipul și Nicky June. Așa e el. Așa îi zicem noi, Nicky June. Păi el îl cheamă, e într-un cuvânt Nicky June? Nu, e și Nicky June. Și Nicky. E un cuvânt japonez, gen. Japonez, da. Shiniki. E pasionat de chestii de astea. Am înțeles că ne-a ajutat și Nicky June. Și Nicky June. Ăsta e numele, gen. Ăsta este hazul vostru, cum da. Ar spune cum Alex fi... Belea, tătu cu Alex Belea. Vrei da. Să pleci în state, am înțeles. Da, mi-aș dori mult în toamnă să ajung prin state. Ce vrei să vezi? Ce oraș vrei să vizitezi? Los Angeles, New York. Păi și pe, mă duc peste tot. Te duci, adică dacă te duci... Și Miami. Ai proiect acolo când? Nu, vreau să mă duc pur și simplu în vizită, că n-am fost niciodată în America. Am fost prin Europa, prin foarte multe țări, dar în America n-am fost. Și în România ce proiect ai în viitor apropiat? Am 10 piese gata, terminate, mastere, de toate felurile, pentru, de toate pentru toți, cum ar fi. De toate. De la trap, R&B, reggaeton, trap, R&B, amestecate, reggaeton cu trap, de toate. Toate cele. Unde te pot urmări oamenii? Instagram? Pe Instagram Calif Oficial, pe Facebook Calif, pe YouTube Calif, pe TikTok Calif Oficial. Pe este toate tot. Califurile. Îți mulțumim pe toate califurile. Și eu vă mulțumesc noi. Mult de invitație. Mergem mai departe în emisiune la Bursucu, care degustă sau face ceva prin bucătărie. Da, dacă vrei tu la mine, șansi de lui Viviana. Și eu Meteo. Care eram pregătită da, aici. Hai Viviana, emoții. Ia tu, Meteo, te rog eu mult de tot. Hai să vă zic mai degrabă ce se întâmplă cu vremea, pentru că e foarte important, mai ales că de dimineață au fost ceva ploi prin Transilvania, Banat, Muntenia, dar și Moldova. Spre exemplu, astăzi, pe tot parcursul zilei, vom avea parte de vreme instabilă și de temperaturi care sunt în scădere față de intervalul precedent. Cerul va fi variabil, cu orări temporare accentuate, averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului în zonele montane, în Transilvania, în Oltenia, Banat, Muntenia, dar și Crișana și Maramureș. Și mai exact, peste tot prin țară vor fi posibile astăzi precipitații. În unele locuri se vor strânge cantități de apă de peste 20-30 de litri pe metru pătrat și e posibil să cadă grindină. Temperaturi începând de la 16 grade în Miercurea, Ciuc, Brașov, Constanța și până la 24-25 de grade prin vestul teritoriului. 18 grade sunt prognozate în Sibiu, 22 de grade în Moldova, în timp ce în vest și nord-vest maxime anunță meteorologii de până la 23-24 de grade Celsius. Și în capitală astăzi o vreme mohorâtă, mai ales după amiaza și seara vor fi în orări temporare accentuate și se vor semnala posibile averse însoțite de descărcări electrice. Maxima de astăzi nu va mai trece de 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre vreme. Abia acum mergem la bucătărie, la Bursucu și la Patriția. Mergem și Patriția face sarmale aici, că am crezut că face altceva. Văd că ea face sarmale. Sarmale chinezească. Sarmale chinezească? Da. Sarmale chinezești. Deci nu înțeleg ce faci și nu înțeleg ce varză e asta, dacă mă întreb pe mine, că n-am văzut niciodată. A fost foarte ușoară. A văzut morcov, mulgor de pine, varză și i-am pus un ardei și ceapa. Și uitați, acum le înfoliez așa
Iar chestia asta care a crezut George că e de plastic, așa, uite-te, se pune în apă și se transformă, uite. Uite-te ce da, bine. Dar dragă, arată, eu te îmi explici acum. Deci punem în apă. Punem în apă călduță, da. Acoperim tot. Cât ținem acolo? Câte? 10-15 secunde, da? Da. Așa. 10-15 secunde până și, uite, se moaie, sunt da? Sunt foarte recomandate acasă pentru copii, măcar știi, fai cu legume fresh, fai cu toate făcute la moment, în ulei bun. Și cât le ții la cuptor pe astea? A, nu le pun la cuptor, nu? Le prăjesc. Acum le-am pus aici că mi-e comoda ta, bă, brava Viviana. A, ok, le prăjești. Și da, da, da. Cât timp se prăjesc? Acum, un minut, a, două, nu, trei? Da, foarte puțin. A, foarte puțin, puțin, cât să... Da, până în momentul în care se face crocante, uite-te, una, așa, două, trei. Țacă-te pachete. A, ok. Apropo de, apropo de, apropo de treaba asta, noi facem sarmale cu varză. Asta ce e? Cum se numește varză? Varză cinezească. De orez. Ai, de orez. Așa, că nu știam. Deci e o foaie de orez. Da. Ai văzut ce ușor se fac pachetele? Și aici ce faci cu roșiile astea? De le-ai pus pe foc? Aici fac un sos de roșii pentru copii.